În duminica dinaintea nașterii Domnului, la Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit celor prezenți despre descendența pământească a Mântuitorului Hristos. Cum spun vechile noastre cazanii, aceste genealogii ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos sunt ca o adevărată scară a lui Iacov, căci, iată, urcăm pe această scară prin personalitățile importante și prin persoanele care fac parte din genealogia Mântuitorului Hristos până la Dumnezeu și ne coborâm până la persoana istorică a Domnului nostru Iisus Hristos. Pornim după genealogia de la Sfântul Luca, de la Adam, Adam cel vechi, protopărintele neamului omenesc, și ajungem la Adam cel nou, care este părintele împărăției celei veșnice, părintele nostru care ne-a născut la viața acea veșnică, cel care ne-a curățit de păcat și ne-a deschis ușile împărăției Raiului. Fiecare dintre aceste genealogii statutează un lucru, anume că Mântuitorul Iisus Hristos nu se trage oricum din orice neam, ci este dintr-un neam ales. Preasfinția sa a vorbit și despre taina întrupării Mântuitorului, arătată lumii încă din vechime prin proroci. Și această taină deosebită se arată mai întâi profetului Isaia, care spune în capitolul 7, versetul 14: pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn. Iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel. Iar Sfântul proroc Daniel, pe care tocmai l-am sărbătorit săptămâna care s-a încheiat, tot la capitolul 7, tot la versetul 14, arată care este profilul acestui Emanuel. Și spune: și lui s-a dat stăpânirea, slava și împărăția, și toate popoarele, neamurile și limbile îi slujeau lui. Stăpânirea lui este veșnică, stăpânire care nu va trece, iar împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Iată ce minunate profeții ale marilor proroci ai Vechiului Testament, doi dintre ei, care arată care este chipul Fiului lui Dumnezeu întrupat, în ce chip a venit Dumnezeu la noi, care, asumându-și firea noastră, El fiind Dumnezeu, afară de păcat, asumându-și firea noastră, s-a făcut om de plin ca noi, ca să ne facă pe noi Dumnezei. Adică, calea de desăvârșire a omului nu are limită. Chemarea noastră către împărăția lui Dumnezeu și progresul nostru în virtute nu are limite. Fiecare însă va cuprinde din dreptatea lui Dumnezeu și va întrupa în sine cât de multe virtuți va putea el cu firea lui, cu caracterul lui, cât de mare va fi credința lui. Și toate acestea sunt particulare fiecăruia, de aceea există o diferențiere între oameni, de aceea avem și sfinții care în modul cel mai înalt au trăit poruncile lui Dumnezeu și au întrupat în ei virtuțile într-o măsură mai mică sau mai mare, dar în orice caz mult deasupra puterilor noastre limitate, încât au devenit pentru noi modele și au devenit rugători ai noștri către Dumnezeu în ceruri. Biserica Ortodoxă l-a pomenit astăzi și pe Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei.